Piteștiul revine în circuitul fotbalistic al primei ligi, dar nu printr-o echipă locală, ci prin Steaua București, grupare ce a ajuns la un acord cu municipalitatea pentru a evolua în jocurile considerate acasă pe stadionul Nicolae Dobrin. Primul dintre acestea este programat duminică cu începere de la ora 20:30 cu Astra Giurgiu, liderul actual al primei ligi. Potrivit site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, bucureștenii sunt neînvinși în partidele disputate pe teren propriu din 29 aprilie, atunci când ASA s-a impus pe Arena Națională cu 1-0. Au urmat 5 victorii și 6 rezultate de egalitate. De partea cealaltă, giurgiuvenii sunt lideri detașați în clasamentul alcătuit pe baza rezultatelor înregistrate în deplasare. Mai mult, Astralii au pierdut doar o partidă afară de la instalarea lui Marius Șumudică, 1-3 la Târgu Mureș cu ASA, în rest au 10 victorii și 2 rezultate de egalitate. Steaua și Astra s-au întâlnit de 23 de ori în Liga 1 Orange, palmaresul cuprinzând 10 victorii ale roșalbaștrilor, 6 remize și 7 succese ale giurgiuvenilor.